Bună, dragi vărsători! Bine ați venit pe canalul meu, dragii mei! Fac și pentru voi citirea lunară aprilie 2024. Citire care se potrivește atât pentru cei care sunteți în zodie de vărsător, dar și pentru cei care aveți ascendentul în vărsător, bineînțeles. Am deja o citire săptămânală publicată pe canalul meu, o voi lăsa undeva aici pe carduri sau chiar la sfârșit de etalare, să puteți să o accesați dacă asta vă doriți, să vedeți cum este săptămâna 1-7 aprilie. Înainte de a începe etalarea, vă reamintesc că avem de-a face cu o etalare generală, adică nu toate mesajele pot potrivi pentru toată lumea, bineînțeles, fiind generală, da? Dacă simțiți că nu sunteți mesaj de bază, mergeți la ascendent. Dacă simțiți că vă trebuie o completare, mergeți la ascendent, mai ales dacă aveți peste 30 de ani. Că după 30 de ani, ascendentul își face apariția în felul în care noi acționăm. Dacă aveți persoana această zodie, nu ezitați să vedeți ce le aduce luna și veți ști, dragii mei, cum să cooperați sau cum să-i ajutați dacă este caz. Pentru vărsător și cei care au ascendentul în vărsător, luna aprilie 2024. Ia să vedem ce mesaj și ce le aduce această minunată lună. Azur! Vă doriți, dragii mei, adică scopul dumneavoastră, spune Azur, care sau soluția la problemele voastre sau ceea ce vă doriți voi va apărea în curând. Ai răbdare și credință și nu încercați să forțezi acest început sau această realizare. Fiți răbdători, dragii mei, nu forțați lucrurile. Voi aveți așa niște, nu știu, scopuri sau niște lucruri de rezolvat sau ceva vă macină pe suflet și vreți să știți unde vă duce sau încotro se vor îndrepta aceste situații sau ceea ce vă doriți voi când se va împlini. Aveți voi niște obiective mărețe sau vreți să primiți niște răspunsuri sau parcă sunteți nerăbdători. Tocmai de aceea Azur vă îndeamnă să aveți răbdare și încredere că se va întâmpla, dar nu încercați să grăbiți, băi, pentru că grăbind lucrurile s-ar putea să stricați lucrurile, dragii mei. Aveți răbdare, este o lună bună, bucurați-vă de ceea ce aveți, că se va întâmpla. Veți obține ceea ce vă doriți voi, dar neforțând lucrurile, da? Trebuie să lăsați să se întâmple de la sine în această perioadă. Foarte multe întrebări, dragii mei, pentru voi. Ce este în sufletul vostru? Ce trebuie să rezolvați și căutați soluții? Ia să vedem îngerii romantici, ce mesaj au pentru vărsători pentru această lună aprilie. Vorbim mai mult pe partea asta sentimentală, ia să vedem. Îmi place să comunic cât mai multe informații sau pot să ofer cât mai multe sfaturi dacă pot, pentru că știu că de asta aveți nevoie mulți care nu să facă așa o citire cât mai comercială, că nu-mi place. E bine să vă... Este perioada în care dumneavoastră și partenerul dumneavoastră, oamenii din jurul vostru, începe să vă cunoașteți unul pe celălalt. Este foarte favorabil pentru relațiile noi începute. Poate că de asta nu aveți răbdare. Nu știți încotro se vor îndrepta acele noi relații. Trebuie să fiți sinceri, că este prea că dacă sunteți sinceri, atât dumneavoastră cât și potențialul partener și chiar cel cu care sunteți voi, vă arătați adevăratele intenții, vă deschideți real și sincer către acea persoană și apare o reconexiune sau o rebond, cum îi spun pe engleză majoritatea, o reconectare, da? Se face prin sinceritate, dragii mei. Este o perioadă în care sinceritatea aduce o apropiere mai mare sau sudează acea nouă relație care ați început-o, dragii mei. Unii dintre voi este recentă, chiar din luna treia sau de câteva luni mai mult nu are și vă tot chinui această întrebare dacă va fi de viitor, dacă e ce trebuie, dacă vom rămâne împreună sau nu și nu știți. Azur zice, da, veți primi, nu încercați să grăbiți, nu le forțați, nu cereți prea mult de la acest partener, trăiți etapă cu etapă, răbdare și să vedeți că sunt șanse reale să ajungeți acolo unde vă doriți voi. Ceilalți, dragii mei, nu știu, aveți voi, vă zic că e ceva la actualul partener și poate că este bine în loc să căutați nod în papă, în loc să insistați pe niște rezolvări sau, nu știu, rapide, cum vreți voi, dragi vărsători, mai bine încercați să vă reconectați, încercați să vă oferiți cât mai multă sinceritate dumneavoastră cât și partenerul, să vorbiți deschis și cine știe ce vă mașină pe voi, din punctul de vedere, se va rezolva, dragii mei, dar e cu răbdare, dar nu mai fiți voi acum, că nici nu o să obțineți și s-ar putea să stricați mai mult decât obțineți dacă nu aveți acea răbdare.
putem vorbi și de cineva din familia voastră care trebuie să vă cam roade ceva acolo, poate copilul sau cineva drag vouă, și e bine doar să vorbiți de lucruri esențiale și apoi să încercați să vedeți încotro va merge acea relație. Ia să vedem tarotul ce spune și ce vești aduce și de ce, dragii mei, nu sunteți atât de răbdători. Că nu prea sunteți, nu știți, nu prea vreți voi să așteptați atât de mult. Energia generală pentru voi este... plecați într-o direcție, renunțați la ceva, avem un 6 de săbii. Voi vărsătorii terminați o etapă, voi vărsătorii renunțați la ceva ce nu funcționează, nu mai primiți în urmă. Tocmai de aceea că aveți nerăbdarea asta, să știți dacă decizia aceasta este bună sau nu. Nu știți în ce direcție vă îndreptați, nu știți dacă, dar cert este că orice veți decide, orice lucru vă face să luați această hotărâre, sunteți de neîntorși, da? Plecați către orizonturi neștiute, dar plecați cu încredere de data asta. Dacă e să văd și alte mesaje, voi nu știți ce este bine și cred că unii dintre voi nu veți avea acea răbdare și veți renunța la acea persoană din viața voastră sau la partenerul noastră dacă încă lucrurile nu se schimbă. Eu vă recomand să faceți aceasta, să aveți această răbdare, pentru că răbdare este cuvântul cheie pentru voi. Da, pentru că nu, voi vreți să îmbrățișați ceva nou. Vine ofertă către voi în această lună prin valetul de bâte și vă îndeamnă la acțiune. Ori. Este oferta care nu știți dacă va conduce acolo unde vreți voi să fiți. Mergeți pe ape nesigure, dar o acceptați. Nu mai așteptați pe gânduri, nu mai aveți ce să mai, nu știu, de ce să mai trageți de timp, pentru că voi știți ce vreți. Fie că vorbim din punct de vedere sentimental, fie că vorbim din punct de vedere profesional, renunțați la ceva pentru a vă merge mai bine, chiar dacă nu știți ce se va întâmpla, pentru că aici deveniți răbdători mulți dintre voi. Cei care a spus bazele unei noi relații și nu știți, poate o relație care nu este tocmai în același oraș. Văd o plecare peste mări, da? Și renunțați la ceva, dragii mei, vă dedicați și mergeți către această nouă ofertă, deși vă e teamă, deși aveți un pic de temeri unii dintre voi dacă va fi bine sau nu, pentru că e ceva nou. Și avem regina de monede. Regina de monede spune că orice veți decide voi este de bun augur, că aveți sprijin, că sunteți susținuți. Această regină este cineva din zodie de pământ, este Taur, Fecioară sau Capricorn și vă ajută în direcția în care voi vreți să mergeți. Este o persoană care știe să facă bani, este o persoană de carieră, este o persoană care vede acel potențial în voi și vă face oferta, da? Oferta vine de la ea prin intermediul sau prin intermediarul de valet de bâte, care este cineva din zodie de foc, adică poate fi berbec, leu sau săgetător. Aceste două persoane pentru voi vă schimbă viața în această lună, da? Sunteți sprijiniți, sunteți ajutați, sunteți recunoscuți. Dacă e să vorbim pe partea asta profesională, oferta vine în altă parte, poate fi în alt oraș, poate fi peste hotare, că vă deplasare, iar pentru asta trebuie să renunțați la ce aveți stabil. Și veți face acest lucru pentru că nemulțumirea și-a spus cuvântul pentru mulți dintre voi și vreți acea schimbare. Dacă e să vorbim de partea sentimentală, v-am zis, sunteți sprijiniți, e cineva cu care ați început recent, e cineva care necesită un pic de risc și îl veți asuma. Văd că ar fi cineva care, v-am zis, nu este neapărat din același oraș sau țară, dar nu este, este foarte, este la început, ca să zic așa, dar dacă vă deschideți unul către celălalt, dacă sunteți sinceri înainte de a lua decizia ce o veți lua, o să vedeți că această persoană are aceleași gânduri ca și voi și vă susține pe unii și financiar, chiar vă dă acea sumă de bani necesară ca să puteți să o luați de la zero sau să mergeți către ei. De ce nu? Mai ales bărbați. Să vedem în relația de parteneriat, aveți o discuție, poate vi se propune la mulți dintre voi profesional ceva și trebuie să luați această decizie, comunicați cu partenerul dumneavoastră și dacă sunteți sinceri unul cu altul, rezonați și mergeți mai departe pe același drum, mergeți împreună. Dacă nu s-ar putea să renunțați tocmai din această schimbare, dacă partenerul nu e de acord cu voi,
Nu mai aveți răbdare să vedeți ce se întâmplă. Vreți să schimbați și ori merge alături de voi, ori nu. Asta e cuvântul potrivit, dragii mei. Sunteți susținuți, este de bine, primiți chiar și banii unii dintre voi, este o lună bună, acceptați noutatea și voi luptați către ea, că voi luați decizia, deci nu vine că vă dă peste cap. E gândită, dar parcă nu mai aveți răbdare să știți dacă într-adevăr lucrurile vor ieși exact așa cum trebuie, n-aveți de unde să știți pentru că nu ține numai de voi, așa că lăsați să meargă în direcția în care trebuie să meargă, dragi vărsători. Lăsați să mai fiți voi să controlați că nu aveți cum. Ia să vedem pe partea de profesie. Da, aici e o nemulțumire, avem un 10 de bâte, cerce-se că ceva se va termina clar. În ceea ce privește dragostea, wow, sufletul pereche, deci e bine să riscați, e bine să mergeți. Uite, v-am dat o confirmare, sunteți în relație de suflet pereche, de iubire sinceră cu cel sau cea cu care vreți să fiți, sau sunteți de ceva timp. Wow, ce frumos! În ceea ce privește banii, avem un rege de monede. Aveți bani, sunteți sprijiniți, poate viitorul partener are și bani, că văd atâta, văd cuplu, văd căsătorie, văd bani în cuplu, văd bani prin intermediul cuplului în această perioadă. Ce vă doriți voi? De ce vă doriți acea schimbare? Ce este căpușorul vostru? Ce vreți să știți neapărat și nu mai aveți răbdare? A apărut 8 de bât, nici nu veți ști, dragii mei. Voi vă cam lăsați la voia întâmplării, știți că ceea ce urmează să întâmple ține de soartă. Aveți o stare în care voi vă gândiți că nimic nu poate să întâmple bine. Aveți puțină încredere, dragii mei, că nu totul este vizibil. Mai sunt și lucruri sau persoane care lucrează în spate. Cert este că sunteți susținuți, sunteți pe drumul care trebuie să fiți, dragii mei. Nu mai fiți gigi contra, nu mai aștept, aveți așa nerăbdarea aia și lăsați-vă purtați de val. Lucrurile merg în favoarea voastră, v-am zis. Destinul este către voi, este mâna destinului. Și cam lăsați voi viața în această lună în mâna destinului și spuneți, mă, dacă e să fie, e, dacă nu, nu, de ce să mă mai agit eu? Pentru că ați fost mușcați, tocmai de aceea încă nu aveți încredere în ceea ce urmează să se întâmple. Ați fost mușcați cumva, dragii mei, din zodia vărsător. Iar aceste rupturi prin care voi ați trecut v-au făcut omul care sunteți azi. Ați pierdut 3 cupe, dar mai sunt 2 de umplut, mai aveți de tras. Nu este ușor, dar sunteți pe direcția bună. De data asta, roata sau destinul ține cu voi. Și o să vă șteargă această amărăciune din suflet, acele regrete pe care voi le aveți deja, cu siguranță. Tocmai de aici, nu vreți să mai pierdeți nicio oportunitate, tocmai de aici, vă spuneți ce va fi, va fi, tocmai de aici, că ați trecut prin greutăți și nu vreți să mai regretați nimic, aveți luat decizia potrivită pentru voi. Fie că vorbim din punct de vedere sentimental, fie că vorbim din punct de vedere profesional. Așa, haideți să începem cu partea asta frumoasă, iubirea, pentru că avem aici conexiune de suflet pereche, conexiune de doi oameni care se unesc în același destin, conexiune de doi oameni care își doresc același lucru, își apropie cupele pentru iubirea adevărată. Dacă aveați întrebări, dacă vă era teamă și nu știți dacă direcția în care voi veți merge, pentru că renunțați la ceva pentru a fi cu această persoană, vă va aduce voi iubirea adevărată, să știți că da, vă dau eu confirmare. E bine că sunteți pe canalul meu, să știți că sunteți într-o relație în care iubirea este adevărată. Ambii parteneri își doresc același lucru și vă veți da seama după luna aceasta cât de iubiți sau cât de frumos este să fii iubit cu adevărat. Pentru că voi iubiți deja, deci v-a luat flacăra, deja, wow, asul de săbi, noi începuturi. Dar cred că se va schimba și la nivel de mental, pentru că avem de spade. Culegeți laurii eforturile voastre. În sfârșit să așterne liniștea în această perioadă. În sfârșit iubiți și sunteți iubiți. În sfârșit, chiar dacă e vorba de actualul partener, devotamentul lui, faptul că vă susține, faptul că încearcă să facă să vă fie bine, vă reapropie, da? Chiar dacă este de un partener care l-ați cunoscut recent și nu știți încotro se va îndrepta această relație, să știți că merge către un viitor frumos. Sunteți fericiți, chiar dacă începeți cu așa o stare sau gândurile voastre sunt oare va fi bine, nu va fi bine, vă lăsați purtați în voia sorții și o să vedeți că lucrurile se așează frumos pentru voi. Bucurați-vă, dragii mei vărsători, nu mai fiți gigi contra, nu mai fiți negativi și chiar dacă v-ați mai trecut prin situații asemănătoare, chiar dacă în trecutul vostru lucrurile s-au mai repetat, de data asta se îndreaptă în bine, da? Găsiți iubire, găsiți susținere. Noul început pe care voi vi-l dați, fie că este vorba de a pleca către acel cineva, fie că este vorba de a începe o relație, că e posibil să începeți o relație cu cineva abia în această perioadă, acceptând că este ce trebuie pentru voi,
Cel care voi comunicați nu va fi o situație, nu e ceva o persoană pe care nu o știți, ori, deci, ori e ceva recent, ori e ceva ce cunoașteți deja, da? Prin intermediul online-ului, de ce nu, sau e la distanță, comunicați într-un fel și l-o hotărâți în luna aceasta, mereasă de februarie, cred că de atunci o cunoașteți mulți dintre voi, că mi-a ieșit pe gură februarie, da? Dacă este așa, fiți atenți încă o dată la mesaj. În aprilie veți lua decizia și veți fi copleșiți de iubire, veți vedea că vă descoperiți unul pe altul cu sinceritate, vedeți că aveți lucruri în comun, vedeți că sentimentele sunt reale și vedeți că drumul pe care vă urmează să mergi alături de această persoană este real și sincer. Și în parteneriat vedeți că aveți de-a face totuși cu o iubire, că poate vă mai întrebați voi, oare mă mai iubește, oare mă mai susține, și aceste schimbări pe care voi vreți să le faceți profesional, unii dintre voi, care țin de o deplasare, care țin de, nu știu, noutate, și cereți sprijin, o să primiți sprijinul de care voi aveți nevoie și o să vă dați seama că sunteți alături de partenerul potrivit. Wow, 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 ce frumos! Și avem de-a face cu, pe partea asta profesională, schimbarea vine aici. Sunteți dezamăgiți. Voi tot ați încercat, tot ați încercat la anumit loc de muncă să obțineți ceea ce vă doriți. Sau tot ați încercat să găsiți ceva pe placul vostru, pentru că aveți foarte, foarte multe responsabilități, foarte multe lucruri de adus la sfârșit și parcă nu aveți susținere de nicăieri, dragii mei. Și tocmai că aveți aceste necesități în spate, vine valetul de cupe și vă întinde, vă aduce vestea că lucrurile se îndreaptă în direcția bună. Și că nu aveați un loc de muncă, că este și aspectul acesta și îl căutați de ceva timp și vă cam pierduse speranțele, vine oferta către voi, ține de ceva ce vouă vă place. Ține de ceva ce voi vă dorea să faceți. Ține de, poate, nu, unii dintre voi chiar veți merge pe cont propriu, de ce nu în această perioadă, sau faceți ceva ce ține de online, ce ține de distanță, ce ține de deplasări. Sunt foarte bine aspectate aceste activități, dragii mei. Aveți și sprijin, pentru că cineva vă sprijină, aveți atât parteneriat. Să sprijiniți în direcția asta de către partener sau de mamă sau de tată, da? Care vă dă banii necesari sau vă ajută să obțineți ceea ce vă doriți sau vă găsește un loc de muncă dacă nu-l aveți sau vă susține să negociați acele beneficii care vă trebuie ca să rămâneți la actual loc de muncă. Nu știu, cineva vă sprijină foarte, foarte mult, dar tind să cred că această nouă activitate pe care voi o veți face, nu cred că mulți dintre voi veți mai face același lucru începând din aprilie. Sau dacă rămâneți acolo unde sunteți, că nu toți ne vor schimba jobul, veți merge cu către altă palier, poate ține mai mult de creație, sau veți cere mai mulți bani sau mai multe resurse sau sarcini mai puține, pentru că nu mai puteți, dragii mei. Banii vin, v-am zis, avem un rege de monede prin intermediul unei persoane din zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Această persoană vă dă oportunitatea, vă dă și banii dacă voi aveți nevoie. Poate fi partenerul, poate fi tatăl, poate fi șeful sau cineva de încredere din anturajul vostru. Și aceste probleme financiare se cam termină, da? Deci pentru a avea succes, pentru a găsi calea, pentru a găsi banii care vă trebuie, vine moartea și spune că se termină o perioadă grea. Dragii mei, o să fiți susținuți. Vin banii către voi. Vin creștere promisătoare. Se termină perioada de neliniște în ceea ce privește banii. Se termină acea perioadă de căutări găsiți. Sunteți sprijiniți și vedeți că sprijinul ăsta pe care voi îl primiți este ce trebuie. Sunteți acolo unde trebuie. Ori îl primiți, v-am zis, de la cineva din familia voastră, ori cât că mulți dintre voi, femeile din zodia vărsător, pe lângă iubire, vor avea și intenția de a intra într-o relație pe interes. Iubiți această persoană, cineva mai în vârstă decât voi, dar nu vă atrage foarte mult din punct de vedere sexual sau sentimental. Sunteți acolo, este iubirea adevărată, este sufletul pereche, dar vă dă sprijinul financiar de care voi aveți nevoie. Da? Vă susține în drumul vostru sau vă ia din grijile și povările pe care voi le aveți în acea perioadă. Da? În doi este mai ușor. Poate primiți sprijin chiar de la partenerul dumneavoastră. Poate ați avut discuții și partenerul vede că aveți nevoie de acești bani, vede că vă ajută în ceea ce vă doriți voi și aici apare o reconectare. Vedeți că aveți sprijinul lui necondiționat și vă dați seama că este omul pe care voi puteți să vă puneți bazele. Vă sprijină atât sentimental cât și financiar. Ori primiți o mărire de salariu din partea șefului după ce voi vă cereți drepturile, ori noua oportunitate care vine către voi vine și cu un pachet financiar mai mare. Da? Poate primiți un avans sau aveți nevoie voi de niște bănuți și găsiți soluția potrivită.
Wow, dragii mei, vor să întorce lună bună. Aprilie este o lună foarte, foarte bună pentru voi, mai ales cei care vă doriți acea conexiune sufletească. Dar aveți răbdare, nu mai forțați lucrurile. Apare în capul vostru destinul, cam lăsați totul în mâna destinului în această perioadă și o să vedeți că destinul funcționează favorabil pentru voi. Ia să vedem oracul vieții Dumnezeu și ce mesaj are pentru voi, dacă completează ce am zis mai devreme sau aduce, de ce nu, mesaje noi. Ia să vedem. O lună decisivă pentru voi, dar o lună în care cam lăsați totul mâinile sorții. Binecuvântează zilnic viața. Wow, ce frumos! 1. Ai fost atât de ocupat să supraviețuiești, încât ai uitat să trăiești. A sosit timpul pentru tine să binecuvântezi această întrupare, să-ți binecuvântezi viața. Această binecuvântare constituie recunoașterea esențială pentru că fluturile să-și poată deschide în sfârșit aripile. Cert este că, dragii mei, voi ați cam uitat să trăiți. Ăsta e cuvântul potrivit. Lucrurile frumoase, iubirea adevărată, susținerea de care voi aveți parte, faptul că aveți oameni lângă voi care cred în voi, schimbarea profesională benefică vă dă din nou aripi să trăiți. E timpul să mai și trăiți, e timpul să vă mai gândiți și la voi, e timpul să faceți și pentru voi, e timpul să ieșiți din acea perioadă de incertitudine, pentru că voi nici acum nu o să fiți, când spune citirea asta, atât de optimiști pe cât vă vreau eu. E timpul să trăiți, dragii mei, că dacă nu voi o faceți, când o veți face? V-ați sacrificat pentru cei din jurul vostru, v-ați sacrificat pentru idealuri și acum unii dintre voi aveți șansa să iubiți, să fiți iubiți cu adevărat și trebuie să trăiți aceste aspecte, să vă bucurați de ele. Alții sunteți bucuroși de realizările profesionale sau de reîmpăcarea cu partenerul dumneavoastră, dacă au fost discuții, reconectare, ceea ce vă dă vouă aripi, dragii mei. De sfatul mele este să trăiți, să trăiți, că aveți și de ce, să vă binecuvântați viața, să vă bucurați de lucrurile mărunte, deci realizările pe care voi le aveți, de acele schimbări care se întâmplă în viața voastră, benefice, dragii mei. Mă opresc aici, cred că mesajul a fost destul de clar. Lăsați-mi un comentariu dacă rezonați. Am început deja luna aprilie. Cei drept suntem abia în 2 aprilie, dar energiile deja se simt. Nu uitați că am deja citirea săptămânală pentru 1-7 aprilie, dacă vreți să o vedeți, dragii mei. Eu vă recomand să o faceți pentru că sunt schimbări frumoase și acolo și vedeți etapă cu etapă sau unde se mai modifică anumite aspecte din viața voastră săptămână de săptămână. Dacă încă nu faceți parte din canalul meu și doriți să faceți parte, apăsați butonul de abonare, este absolut gratuit. Comentați, distribuiți și apreciați. Mie îmi place să văd că vă implicați în activitatea canalului meu și astfel și alți vărsători vor primi cât mai repede etalările mele. Nu uitați, așa aveți de unde. Nu mai fiți gârciți, că voi sunteți cam gârciți, dragii mei vărsători. Donați în semn de mulțumire o anumită sumă de bani care să vă aducă vouă, să-mi aducă și mie recunoașterea asta, nu știu, recunoaștere atât fizic, cât și, pardon, financiar, am obosit, este a doua etalare și este dimineața când o fac eu, că eu încerc să sacrific cât pot de mult din viața mea pentru a face această pasiune și visul meu, pentru că nu trăiesc din tarot, dragii mei. Până data viitoare, vă îmbrățișez, aveți grijă de voi și fiți atenți pe canalul meu că urmează să fac și etalări săptămânale. Dar o să încerc să văd dacă vă ajută mai mult aceste etalări sau nu. Deocamdată este la nivel de test, să vedem încotro ne duc aceste etalări săptămânale. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag, dragii mei!